Okay, how much? Up to you. No, how much? Could you know Arabic very good? No, I'm not from, Arabic. From where? Romania. Romania, Haji. Romania. Haji. My friend. Ah, you know Haji. You know Haji, I cannot believe. Okay, I give you a good price. Tell me how much you want for this. From Romania. Romania, Haji. You know about Haji. Probably for this money I'll get to me. No. Why problem? Și aveți grijă la în ce monedă se vorbește, pentru că de multe ori aici știu să zică eu acum dacă mă ajunge să mă sui pe piramidă, ce mi se va întâmpla? Atât au reușit. Ce vedeți acum în imagine. Deci gândiți-vă ce minte a avut și ăla să se ducă el să-și trimită argații, să se ducă cu târnocopul, să dea față cu târnocopul. Ia mă, pune mâna. Un pas mic pentru omenire, un pas mare pentru backpacker life. Bună dimineața, bună dimineața, dragi prieteni, fiți atenți ce view am, mamă, ce față am în primul rând, fiți atenți ce view am de pe rooftopul hotelului meu. Ne aflăm în Giza astăzi la aproximativ 13-14 km de downtown Cairo și după cum puteți vedea și o puteți da seama, astăzi mergem să vizităm piramidele, dar voiam să vă povestesc o chestie. Deci ăsta din față este Marriott, cel mai șmecher hotel de aici din Giza, costă undeva la vreo $370 pe seară. Hotelul în care stau eu acum și din care filmez de pe rooftopul căruia filmez acum, costă $16 pe seară, iar la finalul acestui clip o să facem un room tour. Noi acum trebuie să coborâm, să ieșim din hotel, să facem stânga pe acolo, să urcăm până sus pentru a ne cumpăra biletele. Let's go! Am ieșit, acolo e hotelul, Giza Square la stânga și piramidele în dreapta. Este ora 7:40 de minute, la ora 8 se deschid piramidele. Am de mers pe jos undeva la vreo 800 de metri și vreau să fiți atenți la cum sunt lucrurile acum cât urcăm, astfel încât să vedeți diferența, pentru că eu ieri m-am șocat, am ajuns pe la ora 1 aici la hotel și ce era aici pe stradă, câți oameni care se băgau în seamă cu tine și te deranjau, băi, deci era fascinant și sunt convins că și atunci când o să ne întoarcem de la piramide o să fie exact la fel. Aici în dreapta este un checkpoint unde nu pot să filmez și Alexandru că o să ne vedem după ce evident trec de checkpoint. Hai că o să povestesc ceva funny acum. Uite, zice, dacă vrei să mergi cu Phone One, o ure cu E, 500 de lire pentru o oră, adică undeva la vreo $18. A fost super funny când am trecut de acolo, pentru că erau doi băieți la intrare care mi-au zis nu te duci în partea aia, că intrarea e în altă parte. Și știu de schemul ăsta. Mi se pare tare, cred că o să avem piramidele pentru noi astăzi, pentru că vreau să vedeți acest clip și ca pe, să vedeți ca pe un ghid, astfel încât să aveți o experiență cât mai cool aici la piramide. Și primul sfat ar fi acela de a să vă cazați în Giza, astfel încât să puteți fi aici foarte devreme. Mamă, deci o grămadă de de asta, cum se spune, de control, de securitate și așa mai departe. Dar acum am ajuns exact la acolo unde se cumpără biletele și mi se pare tare, frate, că nu e aproape nimeni aici. Fascinant. Uitați aici. Că dacă faci fotografie cu telefonul, n-ai niciun fel de problemă. Iar prețurile pentru a vizita, astea sunt pentru a intra în piramide, chestie care nu mă interesează foarte mult. Am înțeles. Deși putem să încercăm, mă. E vreo $20 ceva, deci vreo $20 să intri în piramidă și să te plimbi pe aici 540. Haide că vedem. Vedem ce luăm.
ok, am intrat. Am luat acces general din mai multe motive. Unul la mână. Pentru că știu că ce înseamnă acces general. Acces general înseamnă că putem să ne implăm pe aici fără să intrăm în piramide. Nu mă interesează foarte mult să intru în piramide din mai multe motive. Unul la mână pentru că știu că e destul de slippery pe acolo. Am citit și că n-ar fi cine știe ce combinație. Și doi la mână, acolo știu că se poate decalca, nu am voie să fac poze, nu am voie să fac nimic. Și atunci pentru mine, dacă nu pot să-mi iau camera să filmez, nu are sens. 540 de lire înseamnă 19 dolari. Nu, 16 dolari am plătit pentru intrare. Și dragi prieteni, ne aflăm la cea mai importantă, cum îi zice, minune a lumii. Bă, și cred că am făcut o treabă foarte bună că am venit atât de devreme, pentru că, vedeți, mai e un singur grup de turiști și cel mai probabil că o să vină și oamenii ăștia care te stresează la cap, dar până în momentul de față, până în secunda asta, nu este absolut nimeni aici, în afară, după cum puteți vedea, în afară de turiști. Mamă, deci mi se pare absolut fascinant să mă aflu aici, în acest loc, și să aibă vibe-ul ăsta foarte șmecher și să nu fie oameni, frate. Deci asta e ireal. You, but you put it to yes, me? Yes, I put it to you. But you have that? Yes. Okay, how much? Up to you. No, how much? Because you know Arabic very good. No, I'm not Arabic. From where? Romania. Romania, Haji. Romania. Haji. My friend. Ah, you know Haji? You know Haji, I cannot believe. Okay, I give you a good price. Tell me how much you want for this. 20 pounds. How much? 20. 20 what? 20 American. How much you want to give? No, my friend, I'm going to give you. Okay, I give you. 10. No. I give you for this. Because you know about Haji and you're a good person, I give you 200 lira and that's it. 200, about $4. No, about $7. No, why? It's 30. $25. How much is $1? Yes, about 30, 35. 30, 35, so this is like $7. Okay, I give you a look, give me 300. No. Okay. 200. Okay, put it to me. Okay. Let's see. But which one you say better? Like this or like this? No what, problem. What you want? No, no, you say. You decide. If you want, I'll give you this. Maybe side. Better. Yeah? Okay. Deci măcar ăsta a fost super de treabă, omule. Am mai întâi lemnul pe flus în bag. Unde se stăfă, la el stăfă, in one good day, how much money you make one day here? You, in one good day. How much money can you make? More or less. $1,000. Dollars? No. Dollar? No, Zumbi dollar. Sau. Dollar. Da, haide că tipul ăsta e de treabă, frate. Dacă știe de Nadia și de Hagi, ești nebun la cap. O să-i dau mai mult. Că nici nu m-a stresat. Eu, practic, m-am apropiat de pentru că voiam să merg la piramida asta de aici din spate. Și atunci o să-i fac cu bucurie. Pentru că e de treabă. Deși a plecat cu prețul foarte de aici. Foarte mult. Ok. Cum am să cânt? O să văd dacă am aici, frate. Stați puțin să văd unde-s banii. I-am luat. Și ca întotdeauna îi ascund. Uite. Take all this. Thank you. Because you're a good person. No problem. Thank perfect. You. Perfect. Which what is the name? This is the this which? Is Cheops. This is Cheops, no? Kofu. Okay. Perfect. What's your name? My name is Berba. Berba. Berba is a good guy. Nice. Thank you so much. Thank you so much. Do you want a magnet? No, don't need. I'm okay now. Thank you so much. I-am dat 250 de dăia, frate, care înseamnă undeva la cum o să sară asta pe mine, stai să vezi. Asta este piramida. Și uitați, zice regulile pe care trebuie să le respecti. Nu ai voie să te sui pe piramide, nu ai voie să faci poze, nu ai voie să fumezi, nu ai voie să intri în zona unde se construiește.
păstrează locul curat, nu atinge, nu ai voie să scrie nimic, nu ai voie cu lichid, adică nu ai voie să vii cu mâncare sau cu nebunii din astea. Da, bă, deci a fost super de treabă băiatul ăsta. Eu văzusem niște clipuri cu ce-ți fac ăștia pe aici și cu schemurile pe care ți le dau oamenii și să știți că erau mult mai, adică se întindeau mai mult. El a început cu 20 de dolari pentru ăla asta ca să ajungă la, până la urmă i-a dat aproape 8 sau ceva de genul ăsta, care oricum e bine, bine, bine de tot. Deci asta este piramida mare, are aproximativ 130 de metri înălțime, asta trebuie să știți. Ia uite că eram atent la ce zice, la ce zice ghidul ăsta, că poți să urci, să mergem până la intrare, iată să am foarte mare grijă pe aici, poți să mergi până la intrare și pe urmă să cobori pe partea cealaltă fără să intri. Eu credeam că pe aici dacă te bagi, you're committed, adică trebuie să intri. Mamă, mamă, deci pentru genunchii mei, nici nu vreau să mă gândesc, nici nu vreau să mă gândesc cum e în timpul, cum îi zice, cum e în timpul verii. Gândiți-vă că acum sunt undeva la vreo 17-18 grade la ora asta, se fac undeva la 23 mai încolo, dar 23 de grade aici, știți cum se simt? Mamă, mamă, e aproape 30. Ia uitați aici. Deci dacă vrei să intri în piramidă, nu poți să faci și nu e voie să faci video. Și promeste că dacă vrei să iei bilet, promeste că dacă vrei să iei biletul, trebuie, nu poți să plătești aici, trebuie să ieși din compound și să, și pe urmă să te întorci. Câteva informații foarte generale despre piramide, exceptând că sunt aproape 4500 de ani pe planeta asta. Vă rog în primul rând să lăsați la o parte teoriile conspirației, că am citit prin comentarii la vloguri, mă uit la vloguri despre piramide de când am ajuns aici. O grămadă de idioți, o grămadă de tâmpiți care vin și zic că, domne, de fapt piramidele sunt făcute de extraterestri, că au fost... Bă, știți care e faza cu teoriile de conspirație? Că în momentul în care intri în lumea asta a teoriilor conspirative, nu există o limită. Adică, dacă unul vine și zice, bă, a fost făcută de extraterestri, acea informație este la fel de validă ca, de exemplu, ideea mea, bă, piramidele au fost făcute de pești. Căcat. Deci pot să zic treaba asta și cu siguranță, hai să mergem către soare în partea aia. O luăm așa, pentru că în partea aia e soarele. Și eu sunt convins că pot să am dreptate. Deci, conform studiilor arheologice, piramidele au fost construite de-a lungul a 30 de ani. Peste 70.000 de oameni au lucrat la ele în ture de câte 8-9 ore pe zi și se schimbau aceste ture, că se schimbau beciurile de oameni care lucrau aici o dată la 3 luni de zile. Now it's okay. No, not now, not now. How much you want? Just 500 bucks. 500 what? Egyptian. For how long? About 1 hour time from. From where you come? From Romania. Romania, Hagi. You know about Hagi. Nice to meet you. You know about Hagi. Of course. You heard about Hagi. When you take the camera, very nice. You can take the picture with the pyramid together. And I show the things. In fact, if you have few dollar, okay. If you have euro, okay. Okay, first I want to walk around a bit because I just arrived and maybe a bit later. Now I want to take a walk around, but thank you. Bă, omul ăsta a fost de treabă. Nu mi-a cerut mult. 500 pe o oră vrea. Asta este un preț super normal. Și acum o să vină după mine, frate. Give you money, there's no problem. You want to read your courage? No. What's her name? Mickey Mouse. Mickey Mouse? Yes. Really? Really. Her name is Mickey Mouse. How old? 8 years. 8 years? Yes. Mm-hmm. And what do you give food? What does she eat? Clover. What is clover? Something green. Ah, clover. Something green. Yeah. Oh, she's a good girl. And where does she sleep at night? My home. Mm-hmm. You do this for many years? I make yes. No, this, here. I work here 45 years. 45 years you work yeah. here? Now I'm 57. Oh, so you work since you were... Yeah. Since you were a little boy. Yeah. Wow. Very beautiful.
And usually, when do most many tourists come here? In summer or winter? No, in summer. In summer, more tourists? Yes. Wow. She's a good girl. But, she's a girl or boy? Boy. 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 How long do they live? 25. Ah, so you had many, many in your life? Yes. You had many in your life. Wow. She's a good girl. Bye-bye, Mickey Mouse. Have a nice life. Thank you so much, sir. You want to come with you, walk with you? No, I just go along. It's okay. I'm happy. Sure. It's okay. Yes, sure. Thank you so much. No problem for this money, I'll get it to me. No. Sure. Why problem? No, any problem for me? No. Thank why you. Problem? No. I want to help people, but I don't agree to ride, but why? It's okay. You are, I don't like, I'm okay. I'm go together in the desert, make a nice picture like this, look. Like this. First pyramid, okay. Second pyramid, third pyramid, three big like this. Three small here, okay. Make the three small here, make the picture all the line, permit one line. I know, but now, it's okay. The sun is don't, nice. Yes, I know. Don't worry, it's okay, keep the money. You are a nice person. You don't stress me. I don't like when people stress me, and you talk to me very nice. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Deci am dat ăstuia bani, am dat $7 pe faptul că m-a lăsat să mă joc cu Camila. Ideea este că mi-am dat seama din primul clip pe care l-am filmat aici, aveți foarte mare dreptate, că nu am făcut bine chestia pe care am făcut-o, că am mers cu calul atunci și nu m-am simțit deloc bine că am mers cu calul. Mi-am dat seama că asta e o prostie totală, pentru că eu eram așa cumva excited că mă aflu aici în Egipt și ați văzut la mine de foarte puține ori că m-am suit pe animale în viața asta, de când călătoresc, foarte, de foarte puține ori. Și calul respectiv, frate, era bolnav, se vedea pe el, avea o rană acolo. Nu vreau să vă mai vorbesc despre chestia asta, că pe urmă când am văzut clipul, după ce mi-ați dat voi comentarii, m-a șocat puțin și m-a durut sufletul când am văzut ce am făcut și m-am simțit prost că m-am suit pe cal și m-am simțit prost că am și filmat chestia asta, chiar m-am simțit prost, vorbesc serios. Și atunci, după ce mi-am dat seama că am făcut prostia asta, știam că o să vin aici și nu vreau să merg cu Camila. Pentru că la fel am citit că multe dintre Camila nu sunt îngriște și uite Camila ăsta, de exemplu, nu era chiar cea mai îngriște dintre ele și am zis off camera că uite îi dau banii ăștia, dar l-aș ruga frumos dacă poate să cumpere ceva de mâncare pentru săracul animal. Acum vă dați seama, dacă omul o să facă treaba asta, nu mai e mâinile mele. Bă, deci eu acum am dat toată tura asta, cred că am mers vreo 40 de minute în jurul piramidei și asta este tot aia mare. Asta din spate este, dacă nu mă înșel, caure sau ceva de genul ăsta se numește, dar voiam să vă spun un alt lucru care e foarte, foarte interesant. Stați că vă povestesc mai și despre luminile astea de aici. Deci vedeți că piramida acolo sus este fină, frate. Deci nu este... Toată partea asta așa este acoperită. Eu credeam că piramidele așa au fost făcute, așa erau, exact cum ne vedem noi acum. Nu, nu e adevărat. Piramidele, în momentul în care au fost descoperite, erau așa, ca acolo sus. Ideea este că ce s-a întâmplat? Oamenii de aici din zonă, când le-au găsit sau când le-au descoperit sau cum au fost lucrurile, oamenii de aici din zonă au venit și au furat practic din... Nu știu cum se spune, statul ăsta de suprafață care le făcea să fie fine și l-au tirat la ei acasă, astfel încât să-și construiască ei, nu știu, acoperiș și așa mai departe. Stăteam acolo și mă gândeam, bă, ce șoc trebuie să-și fi luat primii oameni sau primii arheologi în momentul în care au ajuns și au văzut locul ăsta. Iar aici, cu toate luminile astea, e o poveste foarte interesantă. E un show în fiecare seară de la ora 18 sau ceva de genul ăsta, costă undeva la $20. Mă gândeam să vin, combinația este că din câte am citit pe net, e același show de prin anii 90, de prin anii 60, frate, și că e foarte, foarte chicios. Și pentru că e chicios, am zis, băi, nu are sens să ne băgăm și mai ales să dau $20. Un alt sfat foarte important, când veniți aici și vorbiți cu ăștia, fiți foarte, cum îi zice, fiți foarte clari și foarte, da, foarte clari și foarte succinți în legătură cu lucrurile pe care le vreți. Și aveți grijă la în ce monedă se vorbește, pentru că de multe ori aici știu să zică 30 și tu crezi că se referă la 30 British pounds, care înseamnă undeva la sub un dolar, când de fapt se referă la dolari.
Deci trebuie să fie totul extrem, extrem de clar, astfel încât să nu existe confuzie la sfârșit, pentru că dacă se creează confuzie la sfârșit, vei fi obligat să plătești. Dacă spui de la început și dacă mai poți să, și dacă poți să și filmezi ceea ce vrei, ești safe. Nu ți se va întâmpla absolut nimic, mai ales că este foarte, foarte, foarte multă poliție pe aici. Vă dați seama că și poliția probabil că este mână cu ei până la un anumit nivel. În general, dacă tu te bagi în seamă cu ei și dacă le accepti serviciile, știi unde se poate ajunge. Gândiți-vă că piramidele erau foarte importante pentru faraoni, pentru că ei urmau să-și petreacă eternitatea aici, dar mai era o cameră secretă în piramide care se numea Serdab. Serdab era camera în care se spunea că în momentul în care faraonul moare, sufletul său se va odihni acolo, deci corpul mumificat va fi în mormânt, în sarcofag, în timp ce sufletul va fi în acest serdab. Deci au făcut treaba asta pentru că ei și-au dat seama, bă, ce construim noi aici o să fie ceva șmecher. Au fost șmecheri egipteni, face, deci au fost civilizație ultra avansată, mai ales pentru timpul respective. Așa, deci ei și-au dat seama că ce fac aici este o chestie foarte șmecheră și au știut că se va ajunge într-un punct în care vor fi descoperite piramidele și oamenii vor încerca să le jefuiască. Vor fi o grămadă de looteri din ăștia care o să vină să fure. Și au zis că, bă, dacă facem o cameră mare în care punem sarcofagul care pune pe faraon și facem o cameră mică ascunsă undeva în care el practic o să-și pună, își odihnește sufletul, șansele sunt mult mai mici ca și acea cameră mică să fie jefuită, adică să se găsească acolo, pentru că gândiți-vă, în momentul în care intrai aici, găseai locul ăsta și voiai să furi, găseai camera principală, ciordai de pe acolo ce ai de ciordit și nu te gândeai să mai cauți mai departe. Bună gândire asta, așa pe redundanță cumva. Dar totuși, din ce sunt construite aceste piramide? Sunt construite din calcar și dacă vă întrebați câte cuburi au fost folosite, aproximativ 2,3 milioane de cuburi. Pe aici, dacă vrei, în momentul în care te plimbi, poți să închiriești și trăsură, poți să închiriești și cal. Uite ce sunt două astea, ce super simpatice amândouă. Ideea este că pentru a te plimba de la o piramidă la alta și pentru a parcurge toată această suprafață, foarte mulți oameni aleg fie să vină cu Uber-ul, vii frumos cu Uber-ul, intri cu mașina, plătești o taxă. Ah, uitați acolo, piramida mică, o vedem în spate, mergem acum. Cum îi zice? Vii cu Uber-ul, vorbești cu omul, îi spui, bă, intri cu mine, plătești o taxă de aproximativ, nu știu câte, 50 de cenți, mai puțin ceva de genul ăsta, și intri cu mașina pe aici, n-ai niciun fel de problemă, bossul te așteaptă și aia e. Și chestia asta, în mod normal, o faci dacă vii din centrul Cairo. De-aia vă spun, bă, veniți, cazați-vă în Ghiza, foarte aproape, exact la hotelul ăsta la care stau eu acum, repede, o să vă arăt camera puțin mai încolo, și puteți să veniți pe jos, n-aveți niciun fel de problemă. Haideți să mergem la piramida mică, acolo în spate. Poate că la un moment dat v-ați întrebat, bă, dar poți să te usi pe piramide? Pentru că, technically, din punct de vedere al aptitudinilor fizice, da, piramidele sunt cățărabile, dar dacă ați încercat să faceți chestia asta, așa cum mi-am dat seama de treabă, bă, frate, cum filmai piramidele, mă, acum nu știu câți ani, când nu aveai lentila asta super wide? Așa, filmai, nu? Aveți foarte mult lentila super wide de la iPhone. Așa, deci până prin 2016 erau mulți, mai ales localnici care veneau și care se urcau aici pe piramide. E, ideea este că din 2016 cumva e interzis. Și de ce folosesc cuvântul interzis? Pentru că eu acum dacă mă ajunge să mă sui pe piramidă, ce mi se va întâmpla? Vor veni de pe aici localnici care vor țipa la mine, vor striga la mine, bă, handicapatul, nu te sui acolo, și vor începe să dea cu pietre în mine. Poliția poate să vină, poate să te aresteze pentru că este interzis să te sui pe piramide, dar nu este ilegal. Adică nu este stipulat undeva în lege că dacă te cațări pe piramide o să, nu știu, o să te duci la închisoare. Dar vei fi reținut pentru acele 24 de ore standard, aolo, să nu vină asta să mă streseze. Așa, că îți dai seama în general care sunt ăștia care vor să te streseze în funcție. Am văzut că cu cât sunt mai tineri, cu atât sunt mai dubioși oamenii ăștia care sunt mai bătrâni, cum era domnul ăla care era aici de 45 de ani, frate, vă dați seama, dacă nu m-am mințit, el a trecut prin toate și le-a văzut pe toate și, uite, îmi place că dau de mâncare cămilelor, frate. Deci asta chiar îmi place, că au grijă de ele, sau cel puțin așa la nivel de aparență. În același timp, gândiți-vă că piramidele pe care noi le vedem, locul ăsta în care mă aflu acum, reprezintă singura dintre cele 7000 antice ale lumii care încă se află în picioare. Mai avem pe lângă asta, e ăla farul din Alexandria, colosul din Rodos,
Mamă, erau parcă grădinile suspendate de nu știu unde, nu le știu pe toate, de ce se mănâncă cari, că nu le cunosc pe toate. Acum nu-mi vin toate în minte, dar gândiți-vă că asta este practic the last man standing. Ceea ce îl adaugă la ceea ce spuneam mai devreme, că mi se pare fascinant să mă aflu aici. O curiozitate tare despre piramide este că indiferent de vremea pe care o ai afară, să zicem că, nu știu, poți să ai 50 de grade aici afară, in the middle of the fucking desert, în timpul verii, în iulie, înăuntru temperatura constantă este de 20 de grade, dar cu umiditate de aproximativ 90%. În secolul al XII-lea, sultanul Al-Aziz s-a ofticat pe existența piramidelor și a zis, bă, ce pana mea piramide, ce, adică există ceva mai șmecher ca mine, nu se poate așa ceva, nu există. Oamenii se uite, mă strigă la de acolo, nu există să fie ceva mai șmecher decât mine, de ce să fie piramidele aici? Și a ordonat fratele, a luat 10.000 de oameni și le-a zis, ia duceți-vă și distrugeți piramidele. Evident că brotherii, în momentul în care s-au apucat să distrugă piramidele, vorbim de secolul al XII-lea, nu aveau bombe, nu aveau explozibil. O făceau și ei cum puteau, cu târnăcoapele, știți? Iar în momentul în care au văzut cât de greu se distrug aceste construcții, după un an de zile a renunțat la idee. Deci ăștia au stat și au distrus de ele, frate, un an de zile, săraci oameni, au dat cu târnăcoapele, cu picioarele, cu pumnii ca să distrugă piramidele și după un an de zile omul a zis, bă, știi ce? E mai mare futerea de le distruge decât de a le lăsa așa și de aia le-a lăsat în pace. Deși în perioada creierii piramidelor Egiptul era cumva sinonim cu cuvântul hieroglife, în piramide nu este scris absolut nimic. Asta mi s-a părut mie extrem de interesant și ăsta a fost un motiv pentru care n-am vrut neapărat să intru. Pentru că nu e bine, motivul a fost că nu pot să filmez, dar vă zic vă acum ca să pare, domne, mai complex, mai interesant. Așa, băi, nu e nimic scris în piramide, dacă vine să credeți așa ceva. Iar asta e ciudat, probabil că a fost făcută special, astfel încât proștii de mai târziu, adică noi, să stea să se întrebe, bă, dar ce dracu, care e combinația cu astea, care e povestea, cine le-a făcut, de ce le-a făcut, ca să știi lucrurile că se poate de care, că informațiile pe care vi le dau eu acum sunt chestii pe care arheologii și istoricii și oamenii care investighează chestiile astea au reușit să le pună cap la cap așa, ca piese unui puzzle, dar evident că puzzle-ul este departe de a fi complet. Probabil că vă întrebați câți oameni vin să viziteze, uite pe ăsta, a oprit, mergea mai repede și acum, ia să vedem, poate vrea să mă întrebe ceva, că n-ar fi primul. Au fost 3 până acum care m-au întrebat, dar mi-au vorbit extraordinar de frumos, întrebări normale, nu m-a frecat nimeni la cap. Așa, poate că vă întrebați acum câți oameni vizitează piramidele în fiecare an. Asta aproximativ 15 milioane de persoane în fiecare an care vin aici, iar aceste persoane cheltuiesc aproximativ, sau aduc la bugetul de stat aproximativ 9 miliarde de dolari. Deci asta mi se pare fascinant și pentru că aduc 9 miliarde de dolari, bă, ar putea să facă niște îmbunătățiri pe aici. Deși, sincer să fiu, într-un fel, e nice, mi se pare cute că lasă așa locul, pentru că lăsându-l așa, îi se păstrează autenticitatea. Deci este de departe cea mai autentică atracție turistică pe care am vizitat-o eu până acum, de când călătoresc. Pentru că nu e totul aranjat, nu e totul pus la punct. Și știți cum e, în momentul în care alterezi autenticitatea sau naturalețea unui loc, e ceva mai, e mai dubios. Adică am văzut youtuberi, frate, care se plângeau că, bă, mergi pe aici, pe jos și că, nu știu, e... Mă uitam la niște din ăștia care fac în limba engleză, bă, că sunt căcați pe jos de cămilă, de cal, pana mea, ce vrei? Te plimb pe aici, te mă plimb pe aici singur și mă simt exact ca acum 4.000 de ani, bun, ce poți să vrei mai mult. Plătești intrarea, este ieftină, gândiți-vă că la Machu Picchu dai 60 de dolari ca să intri. Și, nu știu acum dacă să zic dacă Machu Picchu este neapărat mai impresionant ca aici, probabil că da, este ceva mai impresionant, dar overall locul ăsta este mult, mult, mult mai vechi. Machu Picchu a fost descoperit când? Acum 400 și ceva de ani și datează, are maxim 800 de ani, 900 de ani locul. În timp ce aici, pana mea, nu știu, ești undeva într-o zonă în care toate construcțiile astea au 4.000-4.500 de ani, ce poți să vrei mai mult?
Și acum, sincer să fiu, mi-aș fi convenit ca drumul ăsta să nu fie pavat. Deci e fascinant, fascinant să te poți plimba pe aici, frate, și să-ți imaginezi, să-ți aduci aminte de jocuri precum Age of Empires și așa mai departe. Altă chestie pe care aș schimba-o eu și cu care nu sunt de acord deloc, și asta chiar mă enervează, bă, că închid la ora 4, bă, frate. Bă, băiatule, bă, dacă ți-aduc 9 miliarde de dolari la bugetul de stat, dă, bă, niște tururi de noapte. Eu aș fi plătit lejer 50 de dolari dacă era un night tour. Luminează pe aici, știu că asta merge cumva contra ideii pe care am zis-o mai devreme, și anume să nu alterez foarte mult locul, dar ok, du-mă cu niște jeepuri, cu faruri din alea mari, nu știu, cerem 50, fără niște tururi premium din astea, frate, ultra VIP, strict de noapte, frate. Deci m-aș băga fără discuție și sunt convins că ar fi o grămadă de oameni, pune locuri limitate, lasă, nu știu, 500 de locuri pe seară maxim sau 1000 de locuri pe noapte, ceva de genul ăsta, și dă tururi de seară, boss. Că îți spune, mai vin încă 2-3 miliarde lejer la bugetul de stat. Adică eu aseară chiar mă uitam să văd dacă există vreun night tour și dacă exista, garantat luam unul. Și exact acum am ajuns la piramida mică și pot să vă arăt. V-am spus mai devreme că a fost sultanul ăla în secolul al XII-lea care crei s-a pus lui pata pe piramide și a vrut să îl dărâme. Hei, haideți să vă arăt ce a reușit să facă el, ce au reușit să facă oamenii lui într-un an de zile. Atât au reușit. Ce vedeți acum în imagine? Deci gândiți-vă ce minte a avut și ăla să se ducă el să-și trimită argații, să se ducă cu târnocopul, să dea față cu târnocopul. Atât a putut el, atât l-a dus pe el cap să facă. Ăsta e nivelul, boss. Ce să vrei? Altă treabă la care trebuie să aveți foarte mare grijă. Deci voi puteți să vă plimbați pe unde vreți pe aici. Puteți să mergeți pe acolo, puteți să mergeți pe acolo. Nu vă oprește absolut nimeni. Și vă spun treaba asta deoarece sunt mulți oameni câteodată pe aici, cum de exemplu vedeți acolo. Acolo s-au adunat vreo 20 de băieți cu cămile. Eu credeam că sunt cu turiști pe aia, dar nu sunt singuri. Și de aceea dacă sunt singur e clar că dacă mă duc în zona aia o să mă fută la cap și o să-mi strice zenul pe care îl trăiesc acum și nu vreau să mi se schimbe experiența, pentru că până acum, cel puțin raportat la așteptările mele, eu sunt extrem, extrem, extrem de mulțumit de tot ceea ce văd aici. Așa, sunt din ăștia cu fluire care vă zic, a, vezi că n-ai voie să mergi pe acolo, trebuie să mergi pe aici. Și tu dacă te duci pe unde zice el, zice, a, uite, poți să mergi acolo să faci o poză. Erau unii frate mai în spate care îmi ziceau ei, unde, de unde pot eu să fac poză? Deci îmi spune el mie, vino că-ți arăt de unde se face poză. Și dacă te duci acolo să faci o poză acolo, ce crezi? Că e gratis? Nu, la sfârșit o să zică, auzi, dă-mi, nu știu, $1. Bine, nu $1, nu se cere $1, o să-și cere $10. Da, nu contează. Și de-abia acum văd că au început să vină și autocarele cu turiști. Uitați ce e acolo în față. Pentru că, așa cum v-am spus, distanțele sunt destul de mari și am văzut că erau mulți oameni în vârstă. Mai ales dacă e cald, nici vreau să mă gândesc, frate, cum e aici. În față, asta este un market. Voiam să-mi cumpăr ceva, un ceai, o cafea, doar că nu, sunt doar suveniruri și nu vreau să mă apropii de ei, că dacă mă apropii de ei, asta este ca și cum ți-o cauți. Să te duci să te bagi în seama cu oamenii pe aici, este ți-o cauți. Nu mai scap de acolo. Într-o 3500 de ani, piramidele au fost, de fapt, piramida mare a fost cea mai înaltă construcție de pe fața planetei. Pe urmă s-a făcut o catedrală undeva prin UK, nu știu exact cum se numește, catedrala Lincoln sau ceva de genul ăsta, nu țin minte 100%, în secolul al XV-lea, moment în care piramida mare și-a pierdut acest, cum îi zice, acest status de cea mai înaltă clădire pe construcție planetă. Dar gândiți-vă, 3500 de ani să ocup locul întâi. Eu zic că e ceva. Ca să știți ceva, pentru mine este de departe cel mai boring environment din lume ăsta deșertic, bă. Deci nu mi se pare interesant, nu mi se pare plăcut, nu mi se pare special, nu mi se pare absolut, absolut, nu mă fascinează, de-aia nici nu am fost până acum aici, de-aia nici nu am fost în Dubai, de-aia nici nu mă atrage foarte mult să merg în zone de genul ăsta, deși o să ne continuăm aventura prin Africa. O să vedeți în clipul cel mai probabil viitor sau peste două clipuri, dar pur și simplu nu-mi place, este praf. Adică mi se pare mult mai tare, de exemplu, un Amazon, unde am vegetație, foarte multă umiditate, dar pana mea, parcă este alt feeling. Uitați și aici, cred că este un The King Khufu Center. Asta este un
cum îi zice, muzeu, cred. Mine mă interesează acolo pentru că cred că este o cafenea. Și nu mi-am băut cafea azi dimineață, deși o aveam inclusă la breakfast, dar nu m-am băgat să o beau pentru că știam că o să întârzi aici. Breakfastul începea la 7:30, aici deschidea la 8 și voiam să fiu exact la deschidere. Ăsta este locul despre care vorbesc și nici nu vreau să imaginez. Ah, cred că putem să mergem încolo așa și coborâm pentru că vreau să ajungem la Sphinx. Asta nu am reușit să-mi dau seama încă în ce parte este Sphinxul. Mamă, deci gândiți-vă că eu am venit aici și ăștia nici n-au deschis, frate. Și vă așa să-mi iau ceva, sper că o să deschide pentru mine. Să stau să beau o cafeluță. Uite, vine fata asta, de exemplu. Hello? Opened? Is it open? Ah, perfect. Yes. Okay. Yes. Okay, no, I just want a coffee. Just a coffee? Just a coffee with like cafe latte, something like that. You don't want any dessert or croissant? No. Just coffee. Okay, the waiter will come and take your order. Perfect. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Perfect. Thank you so much. O cafeluță aici ne-a costat $3. Deci cafeluță la piramide, $3. Cafeluță în oraș, un latte te costă undeva la $1-$1.50. O altă informație interesantă, piramida cea mare avea inițial, avea inițial 146 de metri, dar dacă vedeți bine, are vârful tăiat. Și vârful este tăiat din cauza eroziunii, din cauza ploii și trebuie să țineți cont de faptul că aici plouă foarte puțin, doar că și această ploaie foarte puțină, când o multiplici cu 3500, când o multiplici cu aproape 4500 de ani, evident că se simte. Bă, deci îți dai seama că, bine, eu am și noroc că nu se ia lumea de mine și îmi dau seama de ce nu se ia lumea de mine. Au trecut acum pe lângă mine unii care erau din Coreea și mi-am dat seama. Și vreau să-și facă o poză și am vrut să-i ajut să-și facă poză. Și oamenii nu au vrut să facă, au zis, nu știu ce, până când am început să vorbim în engleză, credeau că sunt de pe aici și că vreau să le fac schemă. Că mai e un schem pe care ți-l fac ăștia aici, îți zic, are că să fac poză, îți zice că ți-o face pe gratis și poți spune, hai, dăm bani. Și știu, au crezut că fac parte, că sunt și eu de pe aici și a zis, nu, că eu nu sunt din Egipt, în pula mea, am fost la voi în Coreea, îmi place super mult țara și m-au lăsat oamenii să fac poză. Deci au crezut că sunt egiptean scammer, frate. Așa mă cred coreenii să mor. Deci exact ce vă spuneam mai devreme, când vine unul la voi care e tânăr, ăla o să fie cel mai mare țepar, pentru că ăștia, asta e o chestie foarte prevalentă pe aici, prin Africa, să știți, o să vedeți o grămadă de tineri care nu muncesc, care nu fac nimic și care vor doar să dea schemuri. Credeți-mă că așa e, asta m-a șocat în Kenya, mi-aduc aminte Mombasa și mai ales în Diani, în zona aia, bă, tineri la 22, 23, 18 ani care nu făceau nimic, nu munceau, ba chiar o să vă povestesc acum repede o treabă, că se potrivește cumva în contextul ăsta. Eram cu fosta în Kenya și la un moment dat eram la un restaurant și au venit niște femei undeva la 10-15 femei care vindeau rochi și ea era interesată de una dintre rochile pe care, din ce vindeau femeile acolo. A ieșit din restaurant, eram la baie, când mă întorc, o văd pe ea cu femeile, zic, a, să mă apuc eu, să vă vorbi cu ea, nu mai scăpăm de ele. În fine, nu contează. Se duce acolo, se probeze rochii, alea toate erau mari, ea ți simte că era slăbuță, micuță, și atunci zice, bă, nu, din păcate, nici una dintre rochile pe care tu mi le vrei să mi le vinzi, nu vin, nu mi se potrivește nici una dintre ele. Și atunci, totuși pentru că le-am deranjat pe femeia, i-am zis, bă, hai mă, să-i dăm niște bani. Și undeva la $5 am scos din buzunar și le-am aruncat acolo $5. I-am zis, ok, thank you, sorry for nu știu ce. În momentul în care au văzut, erau câțiva tipi în spatele meu, trei băieți până la 20 de ani, când au văzut că eu le-am dat bani, au venit frate după mine și au scos papuci și au vrut să-mi vândă papuci. Și uite, ia papuci, nu știu ce, dăm $2, $3, nu știu ce. Și eu zic, frate, nu, femeile astea vindeau aici, voi în pana mea, nu vindeți, vii și îmi dai hainele de pe tine, în pula mea, adică ce căcat să fac cu ele? Bă, și mergea ăla cu noi așa pe plajă, a mers vreo 100 de metri, femeile ne-au lăsat în pace,
boss și îmi face omul cică, băi, băi, eu nu vreau, eu nu vreau să fac, we don't want to be criminals, we don't want to rob people, we just want to be honest, but we are poor, știi ce? Adică cumva îmi zicea mie că dacă nu îi dau bani, el o să facă o chestie nașpa în ziua, adică o să fure de la cineva sau o să facă nu știu ce nebunie și eu cumva ca să îl opresc pe el din a face ceva nașpa, că ar trebui să dau niște bani. Nu amenința pe mine, dar zic că o să facă ceva în ziua respectivă și că el nu vrea să fac chestia asta. Bă, as in, what the fuck? Deci nu am văzut o femeie care să cerșească în Africa și nu am văzut oameni în vârstă care să cerșească în Africa sau care să fie așa agasanți. În principiu sunt tineri și că mă refer la tineri până în 20-23 de ani. Mamă, dar am ajuns aici într-un loc în care la fel nu e nimeni, este o altă piramidă mică. Sunt așa, un băiat a venit după mine și mi-a zis, nu că poți merge acolo să faci poză. Și am zis, da, știu că poți merge acolo să fac poză, nu am nevoie să-mi spui tu că poți să mă duc acolo să fac poză. Pana mea, e cam în sens, poți să fac poză unde vreau, nu trebuie să mă duc unde-mi zici tu. Haide mă să punem și noi mâna pe pe piramide, pentru că asta mi-am dat seama că n-am făcut. Mergem înainte, facem stânga și pe urmă pe ieșirea cealaltă ne îndreptăm către Sphinx, despre care am înțeles că este puțin disappointing, but it doesn't matter. Mamă, deci, da. E tare că și ăștia mă uit la ăștia și îi văd. Dacă nu ești foarte prietenos la față, așa cum eu nu sunt chiar cel mai prietenos om din lume, te lasă în pace. Ia mă, pune mâna. Un pas mic pentru omenire, un pas mare pentru backpacker life. Am pus mai pe piramide. Bă, voi vă dați seama că blocurile astea, frate, deci toate astea, unul de ăsta are 20 de tone, iar alea din camera regelui au undeva la 80 de tone, adică echivalentul a vreo cât... 20-30 de SUV-uri, de mașini. Cât are un SUV? 3 tone și ceva, cât dracu are? Mamă! Mamă, trebuie să am grijă pe aici pentru că poți să cazi rău de tot. Și acum sunt convins că sunt mult mai mulți separ de ăștia pe aici. Deci acum ce ați văzut în imagine, boss-ul ăla, ia uite Camila cum se scarpină, frate. Ha, ce drăguță e, se scarpină, mă, ești nebun. Deci da, frate, boss-ul ăla le zicea ăstora, nu, nu, că nu puteți să mergeți încolo. Deci oamenii de ce fac chestia asta? Pentru că știu că tu, fiind turist, ești poate mai, te intimidezi și pui botul la ce zic ei. Și el te duce, zice, hai, du-te în partea stângă, că acolo e mai bine, te duci în partea stângă, acolo spunea că să fac eu o poză și îți cere 2-3 lire. Asta este, asta e combinația. Și în general, scammeri, ia uite-i, stați că aici, vedeți, frate, ia uite-i. Uite-i pe ăștia 3, de exemplu. Hello. Romania. Yes, good country. Thank you. Thank you so much, my friend. Thank you so much. First time, second time. First time, my friend. Sure. Yes. Come with the group or alone? No, I alone. I just travel alone. Thank you. Very nice. I was with a camel a couple of minutes ago. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Enjoy your time. Așa. Eh, vedeți? Ăștia care sunt în vârstă, frate, sunt super de treabă. Aici a posta gata, l-au ars. Ia uitați. Bine, și chestia asta cu l-au ars. Pana mea, te arde 3 dolari, 4 dolari, ai și tu experiența aici cu ăștia. Nu e cine știe ce, adică nu e... Nu e să... Nu o să simți diferența aia. Ai venit în pana mea, marea moșetă ăsta care vezi, pentru că sunt american sau sunt oameni cu foarte oameni cu bani din moment ce îți permis să călătorești, oricum o duci mai bine decât localnici, e clar. Și vine aici, frate, și îi zice asta, da, mă, dăm 3 dolari că ți-am făcut o poză. Mare căcat. Nu e such a big deal. Evident, foarte mulți chinezi, frate. Deci uitați-vă și voi ce aici. Full. Full de chinezi. Și uite pe tipul ăsta în roșu. Băbuță de tot. Și vedeți că acum s-au strâns. Sunt mulți oameni. În niciun caz probabil câți oameni sunt aici în iulie, august. Deși să știți că high season este considerat acum, pentru că e foarte plăcut să te plimbi. Nu vreau să imaginez cum e pe aici în timpul în timpul verii, când ai, nu știu, 40 de grade. Exact când voiam să plec către casă, mi-am dat seama că nu am dus la Sphinx. Și Sphinx este complet în altă parte. Deci trebuie să ieșim. Am mers încă vreo un kilometru și ceva. Cred că în total am mers vreo, nu știu, 9 km pe aici când m-am plimbat, câte am dat ture. Și în spatele piramidei mari, exact în spatele piramidei mari, faci stânga, e un drum aici și te duce
direct la Sfincâsă. Și exact așa cum așteptam, Sfinxul este mult mai mic. Eu credeam că e mare, frate, dar nu, să știți că este mult, mult, mult mai mic. Dar e impresionantă construcția, e impresionantă când te gândești la istorie și când te gândești la câți ani au trecut și ce tehnologie, sau mai bine spus, lipsa tehnologiei pe care o aveau oamenii ăștia atunci, e fascinant. Uitați-vă și voi, frate, deci trăsăturile feței, tot, mamă, e fascinant. Dacă era ceva mai mare, cred că mă fascina și mai mult, dar chestia asta cu dacă era ceva mai mare, am auzit-o de la multe femei în viața asta. Deci acum înțeleg și eu cum se simte Valeria. Ăla, frate, ăsta cu floieratul, așa vin țepele. Cu ăștia care floiere și-au făcut ei cu soane și zic că sunt ei reprezintă guvernul, lucrează pentru guvern, lucrează o pulă pentru guvern. Și acum o să ieșim, dar pe cealaltă ieșire Trump, thank you so much. Hey, but I'm a Sphinx. Hey. Hello. No, thank you. Look how much? $1. No, thank you. I don't. Intrarea asta e mult mai nașa, păi, deci ce era acolo, cât de mulți oameni și hotelurile astea super urâte. Hai că v-am promis că vă arăt camera mea de hotel. Are două mici probleme, una dintre ele mai mare, dar o să vedeți imediat la ce mă refer. Wow, you sell many things. Deci pe drum m-a oprit omul ăsta, frate. Și poate cumpăr și eu ceva de aici. Să am un suvenir. Wow. This your store? Yeah. Your shop? Yeah. Wow. You have many things. Da, mă, haide să-mi iau și eu ceva, frate. Îmi cumpăr ceva. Că eu de obicei nu îmi cumpăr nimic din locul ăsta, uite, că omul ăsta a deschis. Good price from morning, from Romania. Yes, half a price, not big price. Big shopping is double price, here's small price, not big shopping. Not big shopping. I have by order name cartouche, silver with name, Egyptian name, Quranic name, same design. This yeah, one. Show me. Silver and gold. You have silver. Same design, this one. This was a cartouche, you have silver, silver with gold. Silver was gold. You have designed this one for gold. That with make it cartouche. You have fabric. Ah, for brick. This. How is business now? Good or not so good? You good. No, your business. Good. Depends. Yeah. Mm-hmm. Okay. Wow, this is so nice. Hey, where do you buy this from? Where you buy all this? Egyptian. All Egyptian, made in Egypt. Fabric Egyptian. Fabric Egyptian. It's all by handmade. All handmade. Yes. Mm-hmm. That's good. Tutankhamun. Tutankhamun. How much for this? Egyptian pounds? Yes. $10. Egyptian pounds. This is 50 pounds. About $2, $1. Yeah, yeah. You have, okay. You have got. And this? Three pieces. Okay. Three pieces, this one. Yeah. 150 pounds, about $3, $4. Something like that. Yes. Yeah, you're right. Three pieces. Wow. Yeah, you have a nice store here. And for example, do you ever have somebody who buy this? Yeah, Anubis. No, big like this, big. Big, this big. Yeah, anybody buy? No, not to have now. So if you have limousine. Ah, limousine. This, how? Yeah, this, yes, this one, Anubis. You have small one, Anubis, right? A small one. Small one. Yeah. This. How much want? Yeah. This. How much? This one, all this one, about 200 pounds each. 200 pounds? Yeah. This, and also you have cat. Oh, cat. Yeah. Yeah, uitați cât de drăguț. This is
Super de treabă omul ăsta. Horus. Horus. Uh-huh. Yeah. Super de treabă omul ăsta, că nu-mi cere mult, ești nebun. Hai, cum să-i dau ceva, că e prea de treabă. And this? How much this? This is 180 pounds. 180 pounds. Yes. Okay. You have alabaster. No, I give you this. Yes. Just for your time, because yeah. you show me around. Okay. Because I don't need. If I take this, I'm gonna lose. Yeah. So no. I just wanted to know because you good person, yeah. and you give me good price because you know many people try to cheat, yeah. to scam. Many people they say give me 600 for this. No. Many people. No. Many people did. This is small price. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is a small price, not big price. Good mm-hmm. price for you. Mm-hmm. It's fixed price and good price. Yes. This is kind of good luck. This is for good luck. Yes, no? It's kind of good luck. Good chance. Good chance. Yeah. Very nice. You like it? This one? Give him this one? No, too big. I don't... Small. No, it, but I don't need. It's okay. It's okay. Don't worry. I don't need. I just want to, for your time, because you show me around, so you are a nice person, but I don't need. Don't worry. Okay, just a minute. You don't like it, you need it Nefertiti. This Buddha. No, okay. Nefertiti. Let's see. Different. Okay. Different. This one, small. Do you like yes. a small one? I want, no, you know what? You say this is for good luck? Yeah, scarab. Okay. Just a minute. What is scarab? Is lapis lazuli, this one? No, but very small. I want something very, very small. Small, this one. One? No, just one. No. No, I don't need... 200 It's pounds. Okay. It's okay. I don't care. No problem. No, but I don't want. No. Is you friend? No. It's okay. Just this. I want just this. It's okay for me. Don't worry. Two pieces. No. One. Because if I keep two, I lose. Trust me. I lose. I don't pay name? Attention. What's your name? Katalin. Your name? Is Ali. Ali. Yeah. Well, and you have this job for this store for how many years? It's all years, Vinny. You these long years this one for you for business. Many years, no? Yes. No. I'm not gonna Just a minute. Deci omul ăsta nu vrea să înțeleagă că eu nu păstrez, eu nu țin lucrurile astea și o să se și supere că îl refuz, frate. Deci nu vreau să-l refuz, dar eu să le arunc. Asta este un scarabeu pe care îl țin și care mi se pare extrem de drăguț și mi-a zis că este Lucky Charm. Dar omul ăsta nu vrea să înțeleagă că eu nu, uite-te și tu, îmi face o punguță acolo, măi, din avion. I am sorry. Da. Fascinant, frate. Foarte de treabă omul ăsta. Perfect, my friend. The woman Galabeia has man Galabeia. That is for man. Woman. This is for woman. Man. Okay, but no, I don't need. Okay. I'm okay. Thank you so much. Bye-bye. Have a nice day and have a good life. Thank you so much. Come back again. Yes, my friend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Mamă, deci cât de treabă omul ăsta, frate. Deci să mor eu, acum îmi dau seama că dacă vrei să găsești, deci ăștia, toți ăștia care au găsit țepar până acum, vă zic eu că au găsit țepar pentru că au căutat țepari. Sau s-au dus și au filmat 20 de oameni și l-au filmat, l-au pus pe ăla care era țepar și care voia să le facă schem. În fine, ideea este că sărăcia de aici, frate, de pe străzile astea, e out of this world. Deci cum trăiesc oamenii ăștia în clădirile astea pe aici, e fenomenal. În sensul negativ. Gata, acum am ajuns la hotel. Hotelul se numește Turquoise Hotel Grand Museum. Nu știu ce, are vreo 70 de nume. Exact vis-a-vis de piramide. Dar înainte să intrăm, haideți să vă arăt ceva. Acesta este interiorul hotelului. Hello? Deci ce ați văzut acolo în imagine este schemul care se întâmplă după ora 8-9. Băieții stau pe stradă. De ce? Sunt acolo pentru că opresc mașinile care vor să se
se ducă către piramide și le zic că drumul nu este ăla pe care am luat-o eu, ci drumul este unul pe care îl cunosc ei și vor să facă ei drumul către piramide, ăla bun, în ghilimele ăla bun. Iar acum o să vă arăt camera mea, se află la etajul al treilea. Problema principală la acestui hotel este că nu am Wi-Fi, nu funcționează aproape deloc Wi-Fi-ul și chestia asta e puțin enervantă. Ia să vedem, curățenie, ceva, nimic. A, nu e asta problema, că oricum m-am întors de vreme în cameră. Este o cameră cu două paturi, m-a costat $35 pe două nopți, ca să fie lucrurile clare, da? Deci $35 pe două nopți și de aici view-ul pe care l-ai este exact către piramide și pe schemărea îi vedeți acolo. Uitați-vă cum opresc mașinile și zic că nu ai voie să o iei pe acolo. Dar tu, singura chestie pe care poți să o faci este să îi eviți, pentru că ei sunt foarte autoritari, dar dacă tu îi eviți și ignori în primul rând, nu o să zică nimeni nimic. Ce mă enervează în această cameră e că eu nu știu cum se scot, deci nici aici, nici aici nu am aflat cum să scot aia ca să scurgă apa, frate. Nu există nimic, absolut nimic care să-ți arate ce trebuie să faci pentru a scurge apa. În rest, camera de hotel la $16-17 este excepțional de curată și de mișto. Vreau să aud care sunt părerile voastre, cum vi s-a părut întreaga experiență. Eu cred, ia să vedem, mamă, de asta jos. Părul praf. Așa. Eu cred că pentru cât de turistic este acest loc, oamenii se comportă foarte mișto, foarte ok, foarte educați. Deci nu am niciun fel de obiecții, niciun fel de chestie negativă. Trebuie evident să fii atent pentru că scammeri sunt peste tot pe această planetă, mai ales când vorbești de țări ceva mai sărace și mai ales când vorbești de atracții turistice atât de importante, atât de importante ca asta. Deci da, see you in the next one. Pa!